găsit! Ai auzit cu siguranță de dietele vegetariene și de beneficii asupra sănătății umane. Dar oare că... sănătoase și de indicate sunt ele pentru copii? Sunt Elena Țambrea, medic de familie și medic nutriționist în cadrul clinicii Chilostop Junior și te invit să rămâi alături de mine în acest video dacă vrei să afli răspunsul la aceste întrebări. Iar dacă stai până la final, o să primești o unealtă extrem de simplu de folosit, prin care tu și copilul tău puteți afla cum să vă ajustați regimul alimentar, astfel încât să vă asigurați toți nutrienții, indiferent de tipul de dietă pe care... Da, să te abonezi și să dai click pe clopoțel pentru cele mai noi și utile informații medicale care să te ajute să ai un copil sănătos și suplu. Dietele vegetariene și vegane au început să fie folosite din ce în ce mai intens la nivel mondial în ultimele decenii, conform cunoașterii că ar putea preveni bolile coronariene, cancerul și diabetul de tip 2. Și ne este clar acum că ele aduc beneficii în cazul adulților. Când vine vorba de copii, însă aceste diete pot să pună probleme, în special datorită necesităților calorice și nutriționale speciale din perioadele de creștere. O astfel de dietă necontrolată nutrițional poate să creeze un deficit caloric important, să reducă sau să afecteze calitatea proteinelor, să scadă semnificativ aportul de acid omega și anumite vitamine și să afecteze absorpția unor minerale esențiale pentru dezvoltarea locomotorie și neurocognitivă a copiilor. Necesarul caloric al unui copil crește de 1,5 până la de 3 ori față de cel al unui adult în funcție de etapa de creștere în care se află. De exemplu, copiii cu vârsta cuprinsă între 4 și 6 ani au nevoie de aproximativ 1700 de calorii pe zi, pe când necesarul unui adolescent normoponderal moderat activ ajunge până la 2200 de calorii pe zi. Prin comparație, dietele bazate pe surse vegetale ating cu greu aceste valori și pot fi susținute doar prin suplimentarea cu grăsimi sau cu carbohidrați, ceea ce poate să afecteze echilibrul dintre nutrienți și să scadă semnificativ aportul de proteine. În plus, alimentele de origine vegetală furnizează greu proteine complete de bună calitate. Calitatea proteinelor este dată de conținutul de aminoacizi esențiali, adică aminoacizi indispensabili corpului pentru creștere, regenerare și susținerea sistemului imunitar, dar care nu pot fi fabricați de către organism. Prin urmare, ei trebuie aduși în sistem prin dietă. Carnea, peștele, ouăle și brânzeturile conțin aceste substanțe, iar când vine vorba de vegetale, aminoacizii esențiali pot fi furnizați, de exemplu, de semințe și nuci. De asemenea, pentru copiii vegani, tocmai pentru a preveni carențele proteice, se recomandă asocierea mai multor surse proteice la aceeași masă. Aportul vitaminelor solubile în grăsimi, precum și cele de omega-3, poate fi scăzut până la apariția carențelor în sânge în cazul privării de proteine animale. Vitamina D și vitamina B12 sunt cele mai grav afectate, putând contribui în cazul copiilor la întârzieri de creștere, apariția anemiei, anxietate, agitație, probleme digestive, scăderea imunității și probleme de concentrare și relaționare în societate. Folosirea de suplimente sau alimente fortificate și expunerea controlată la soare în cazul vitaminei D poate să crească aportul, însă pe termen lung, pentru a preveni sau a trata aceste carențe, aportul nutritiv trebuie ajustat și transformat în stil de viață împreună cu un nutriționist. Regimul vegetal afectează în major aportul și absorpția de oligoelemente, cele mai importante fiind iodul, zincul, fierul și calciul. Carențele acestor minerale apar atât datorită scăderii cantităților pe aport, cât și afectării absorpției de la nivel duodenal și intestinal prin lipsa de grăsimi și anumite vitamine care le ajută să treacă în sânge și să fie folosite de către organism. Ca și în cazul vitaminelor, este nevoie de suplimentarea mineralelor, ideal prin dieta prescrisă de medicul nutriționist, în acord cu preferințele și necesitățile copilului tău. În concluzie, regimul pe bază de vegetale la copii nu oferă toate cerințele de micronutrienți și poate să expună copiii la deficiențe nutritive. Acestea pot avea consecințe grave, mai ales atunci când această dietă este introdusă la o vârstă fragedă. Chiar dacă deficiențele au un impact mai mic asupra copiilor mari și adolescenților, acestea nu sunt mai puțin frecvente și, prin urmare, ar trebui prevenite. Monitorizarea dietetică regulată este esențială, suplimentarea cu vitamina B12 și vitamina D este întotdeauna necesară, în timp ce fierul, calciul, omega-3 și zincul trebuie adăugate de la caz la caz. Și pentru că ai stat până la final, iată cum poți să afli ce ai de îmbunătățit în regimul copilului tău, în special dacă este vorba de un regim vegetarian.
Este vorba despre jurnalul alimentar. Ajuteți copilul să țină acest jurnal timp de o săptămână. Este esențial să nu schimbi nimic în aportul lui obișnuit și să cântăriți împreună alimentele sau să consultați meniurile dacă mâncați la restaurant, eventual să verificați etichetele produselor ambalate pentru ca informațiile furnizate să fie cât mai exacte. Consultă apoi un nutriționist avizat, care poate să analizeze în detaliu aportul nutrițional de pe jurnal. În felul acesta vei vedea exact ce merită schimbat sau corectat în regimul copilului tău, dar și ce merită păstrat. Urmărește canalul nostru și află cum să-ți ajuți copilul să crească armonios și sănătos. Împreună creștem o generație suplă și sănătoasă. Bună seara! Așa să fie! Așa să fie, Elena, împreună să creștem o generație suplă și sănătoasă, să fim sănătoși cu toții. Mulțumesc pentru informațiile din acest clip și că mi-ai îngăduit să pornim această seară cu el, cu acest videoclip. Mulțumesc și colegilor tăi de la Kilostop și Kilostop Junior și vă felicit pentru munca pe care cu coada ochiului, cu atenție, cu inspirație o urmăresc de ani buni. Sunt încântată să văd oameni mai mulți adunați și care fac același lucru. Cred că sunteți în jur de 20 de medici la Kilostop care faceți împreună oamenii mai sănătoși, mai supli, mai fericiți, mai bine adaptați, nu știu cum să zic mai bine. Mulțumesc că ești cu noi. Înainte să te las să spui ceva, abia aștept să te invit să spui ceva, vreau neapărat să salut pe toți cei care sunt alături de noi, pentru că iată-te, suntem peste 100 de oameni, suntem 145 de oameni în acest moment. Mulțumesc fiecăruia în parte pentru că beau un ceai împreună cu noi. Și nădăjduiesc ca această seară să fie o seară plină de inspirație, atât pentru sufletul tău, cât și pentru ceea ce vrei să faci cu dieta ta. Sunt convinsă că prin atenție și prin conectarea pe care ne-o permite tehnologia, de ce nu, putem să cuprindem o informație, o idee și putem să facem un switch, un inside în mințile noastre. Doamne ajută, așa să fie. Mulțumesc, Elena, că ești aici. Nu am urmărit acest clip atunci când l-ai postat în grupul Magic. Eu și Elena ne cunoaștem de puțin timp, dintr-un curs pe care l-a organizat Andy Sechei și eram acolo împreună în aceeași grupă. Dar acum am făcut-o și feedback-ul meu este că ai o voce care ajunge la oameni. Nu toate vocile ajung mai departe. Ai o voce care ajunge la oameni, informații cu siguranță, ai absolvit facultatea de medicină, ai un master în psihonutriție, ești specializată în nutriție, ai atât de multe de oferit. Fă mai multe filmulețe, trimite-le și către noi, le promovez și eu să fim cât mai mulți care facem lucruri și dăruim oamenilor din ceea ce noi știm. Așa am pornit aceste live-uri, știi bine, cu intenția și dorința de a da mai departe din ceva ce eu știu, cred că e momentul să fim deschiși, să fim prieteni cumva, să ne reîmprietenim cu noi, cu cei din jurul nostru, să avem încredere și să ne dăruim unii celorlalți din ceea ce suntem noi. Nădăjduiesc să te simți bine. Eu beau un ceai care se cheamă Sărbătoarea Prieteniei. L-am primit de la Mara, Mara Iepure, îi mulțumesc și m-am gândit că e potrivit pentru seara asta. Este un ceai din busuioc sfânt, aronia și din mur. Parcă toate se potrivesc, știi? Busuiocul care e armonizant, aronia care e pentru imunitate, un luptător și murul care este specific endocrin feminin, ca să zic așa. Mulțumesc, Elena, că ești aici cu noi. Cum a fost ziua ta până astăzi? Lungă? Te-ai venit? Cum te simți acum? Cum te simți acum? Vreau să încep prin a saluta pe toată lumea, să te îmbrățișez pe tine, Lavinia, așa de la distanță și să-ți mulțumesc mult pentru invitație. Ca să urmez așa discursul tău, eu beau un ceai de toamnă cu scorțișoară și măr, pentru că vreau să mă simt efectiv, de fapt mă simt deja într-o atmosferă foarte caldă și foarte primitoare. Și ca să-ți răspund la întrebare, ziua mea a fost ca toate zilele până la un moment dat, când mi-am dat seama că astăzi avem live-ul și că nu am nimic pregătit. Te întrebasem deja la un moment dat, ok, dar noi despre ce o să vorbim, ce o să facem, eu sunt obișnuită cu prezentări, cu să-mi planific, să citesc, să am acolo foarte bine schisat ce am de vorbit, ce am de atins și eram într-un disconfort maxim.
La un moment dat, la sală, mi-am dat seama că nu pot să mă concentrez, m-a luat o durere de cap. Când am ajuns acasă, însă mi-am dat seama că e, de fapt, ceva nou pe care să-l încerc. Eu n-am mai vorbit liber până acum despre nutriție și despre ce facem noi. Tot timpul avem un plan, tot timpul avem o procedură de urmat. Așa că mă simt uimită de mine, de cât de relaxată sunt în momentul ăsta. Și sunt sigură că e vorba de cadrul pe care tu îl setezi chiar și de la distanță și energia pe care o transmiți și o creezi atunci când te conectezi cu oamenii, așa că mulțumesc încă o dată. Și eu îți mulțumesc, să știi că nu ține doar de mine. Uite, apropo de ce ai spus tu, de cadrul pe care eu îl setez, să știi că l-am setat împreună cu tine, cumva. Nu mi-am făcut nici eu niciun plan și te-am invitat să vorbim liber despre noi și despre nutriție, ca oamenii să plece cu un gând, cu o idee, cu ceva, însă am drăspăit pagina ta de Facebook. Dacă intri pe pagina Elenei de Facebook, ai să găsești așa la un moment dat un citat foarte, foarte fain. Iubirea este mai mare decât teama. E la un moment dat acest citat. La un moment dat am găsit încă unul. Când ajungi aici, ești un învingător. Bârful Moldoveanu. În august ai fost pe Moldoveanu, în luna iulie ai fost pe Piatra Craiului, în septembrie ai fost pe munte. La un moment dat ai niște fotografii în care culegi mere, merele acelea de la țară, de la bunici. Ai o fotografie în care coși cu bunica un port popular. La un moment dat faci mămăligă și mănânci mămăligă și mămăliga este mâncarea tradițională a poporului român. Iată, acum cred că înțelegeți fiecare că acest cadru este setat de noi împreună, amândouă aici. Cumva, urmărind ce ți-am povestit despre tine, mă gândeam cât de multe lucruri ne conectează și ne unesc pe noi și cât de multe lucruri în comun avem. Și ce fain e când te uiți la un om așa cu toată deschiderea, pentru că te regăsești, găsești părți din tine în el. Mi-a adus aminte de bunii, mi-a adus aminte de mere, mi-a adus aminte de munte, pentru că sunt pasionată de munte și este un obiectiv pe care l-am în fiecare vară să urc pe un vârf de munte. Și m-am uitat și am văzut toate acestea, pe lângă faptul că te-am văzut la un moment dat mâncând și fructe de mare într-o rochie superbă, verde, te-am văzut bând și un par de vin, te-am văzut implicat în procese de educație, te-am văzut alături de copii vorbind despre copii. Eu te felicit pentru că la vârsta ta, la 35 de ani, faci lucruri semnificative pentru oameni. Și aș vrea să te întreb, Elena, cum a pornit acest gând de a lucra cu oameni, de a face nutriție? Ai terminat facultatea de medicină și apoi te-ai dus înspre nutriție. Cum ai găsit calea asta? În primul rând sunt copleșită de toată despierea pe care mi-ai făcut-o și îți mulțumesc, m-ai trimis în timp un pic cu gândul. Și dacă e să vorbim despre cum am apucat eu de nutriție, să știți că nu m-am gândit niciodată că o să ajung în sfera asta. Nu a fost intenția mea. Eu mi-am dorit să fac medicină ca să ajut copiii din Africa. Când eram mică și mă întreba lumea ce vreau să fiu, ziceam că vreau să fiu doctoriță și la întrebarea, da, de ce vrei să te faci doctoriță, răspundeam că eu trebuie să ajut copiii din Africa. De-a lungul timpului mi-am urmat visul și tot ce am învățat, tot parcursul a fost către medicină, chiar și împotriva dorinței familiei, la un moment dat. Dar în perioada de rezidențiat am avut o încercare, o problemă de sănătate care m-a dărâmat efectiv. A fost nevoie de cam un an ca să-mi revin, iar în acest an, de curând am recunoscut că am trecut prin un episod depresiv. Iar la momentul respectiv nu înțelegeam de ce mă roagă lumea să vin la Kilostop. De ce tot insistau oamenii din jurul meu să încerc, se făceau atunci training-uri de angajare. Clinica exista de ceva timp, de vreo 6 ani, dacă nu mă înșel, și aveam nevoie de medici noi din mai multe specialități. Și am zis, ok, eu nefiind neapărat cu energia foarte bine ca să pot să mai duc discuții și să mă mai opun, am zis, bine, vin o zi și dacă nu-mi place, nu mă bag. Și am intrat în trainingul de la Kilostop, iar în prima zi mi-am dat seama că e locul în care trebuie să fiu, mi-am dat seama că e o abordare nouă a zonei astea de nutriție și ca o metodă
revoluționară, eu mă gândeam la nutriție ca la ceva foarte rigid, foarte neplăcut. Mă gândeam, ok, dar chiar e nevoie de o clinică care să învețe pe oameni să mânce, chiar nu știm să mâncăm. Și în momentul în care am văzut despre ce este vorba și dintr-o dată mi s-a deschis o ușă către un univers imens, îmi doream foarte mult să-l explorez, îmi doream foarte mult să lucrez cu oamenii de acolo și efectiv mi-am dat seama că sunt în locul potrivit. La un moment dat, la mijlocul training-ului, chiar am fost întrebată dacă îmi doresc să intru în clinică și asta am spus, sunt în locul potrivit, vreau să fiu aici. Și de atunci, de 5 ani, sunt în Kilostop, în proiecte alături de ei, am trecut și prin momente grele și prin momente frumoase, suntem o familie, nu mai suntem cei de la început, ne-am cristalizat, dar nu văd deocamdată cariera mea fără Kilostop și fără Kilostop Junior. Ce frumos! Ce frumos! Am văzut la Kilostop că erau la un moment dat contorizate kilogramele slăbite și aveți undeva la 200 de mii, peste 200 de mii. Am văzut că faceți donații, apropo de kilograme slăbite, se duc niște bănuți în diverse acte caritabile. Minunat, minunat! Ai zis o chestie faină și o spun și eu mereu. Oare omul de astăzi nu mai știe ce să mănânce, are nevoie să fie îndrumat în sensul ăsta? Ce crezi despre asta? De multe ori mi-am pus întrebarea, Elena, dar eu ce fac, oare un lucru drept? Adică n-aș vrea să nici să fiu, aș vrea să mergem drept, nu strâmb pe lumea asta. Și mă gândesc, oare oamenii chiar nu mai știu ce să mănânce? Mi-a fost odată, am fost apăsată această întrebare și pe urmă m-am trezit într-un supermarket, știi, și m-am văzut printre rafturile acelea de produse organoleptizate, așa, și am zis, a, ok, chiar trebuie să fac chestia asta, oamenii au nevoie să se ducă înapoi spre o simplitate. Cum vezi tu lucrurile astea? Cum simți? Au nevoie oamenii de noi în direcția asta? Și de ce? Sau cum simți? Eu cred că oamenii au nevoie de ei înșiși și că s-au pierdut undeva pe drum. Iar noi, cei care ne trăim permanent în zona asta, și aici nu zic neapărat de școală de nutriție, e vorba de a căuta dincolo, în spatele lucrurilor, de a căuta adevărul și la rădăcina lucrurilor, oamenii care se pierd pe drum au nevoie de cineva care să le spună din când în când unde sunt și să le mai pună întrebarea, da, de fapt, unde vrei să ajungi? Tu mai știi unde vrei să ajungi? Și să știi că în cabinet nu de multe ori am pus întrebarea asta, ok, dacă masa asta ar fi viața ta, unde ești pe ea? Ești pe masa asta? Sau ești în afara ei, în momentul ăsta? Pentru că oamenii vin și au senzația că avem o baghetă magică pe care o să o scoatem cumva din buzunar și o să le dăm un regim nemaipomenit și o care se le va rezolva toate problemele, nu doar cele nutriționale și de sănătate. Și de multe ori, de fapt, cred că de fiecare dată este nevoie de o intervenție de altfel, de o intervenție emoțională și aici avem mare, mare, mare nevoie de voi psihologii care poate să facă psihonutriție din zona de expert, pentru că părerea mea este că mâncarea e undeva la 10%. Dacă nu rezolvăm ce este în spate și nu ajutăm omul să-și dea seama că de fapt e pe drumul lui, dar că trebuie să-l mai vadă din când în când și că ea e pe undeva pe lângă, degeaba facem nutriție și degeaba dăm diete. Deci da, oamenii au nevoie de suport. Ne zicea Andy la un moment dat, Andy Sekely, o anecdotă foarte drăguță, din care am rămas cu ideea asta, uneori tu te crezi murătura în borcan, dar ești de fapt prună în compot. Și trebuie să-ți mai citească cineva eticheta. Mi-a plăcut tare mult pentru că e vorba de schimbarea de perspectivă și de a mai întreba din când, că mă uită de la tine cum se vede, din partea aia de expert, cum mă văd, numai că pentru asta trebuie curaj. Da, ai zis la un moment dat 10% e nutriție, așa e, că până la urmă să aranjezi ceva într-o farfurie, să faci niște proporții, să înțelegi niște lucruri care până la urmă nu e nimic complicat. Eu mereu spun că nutriția nu e complicată, am complicat-o și s-a complicat ceea ce producem și această paletă largă, atât de multă varietate prin care omul este bombardat să-și aleagă și să fie tentat în permanență să culeagă. Dar nu toate roadele astea ne sunt de folos și nu sunt roade, din păcate. Da, să știi că eu am început să practic acum mulți ani, vreo 8 ani, în partea de nutriție și
imediat la un an m-am gândit că nu pot fără psihologie. Eu fiind foarte empatică, m-am gândit că eu am nevoie ca să mă apropii, am nevoie de o relație terapeutică și am nevoie de psihologie ca să fac asta. Așa a început search-ul meu. Și tu ai făcut un master în psihonutriție. Cred că este esențial această conectare și relație terapeutică cu ceilalți, pentru că oamenii vin și cred că și ție îți povestesc despre viața lor, nu numai despre kilogramele lor. Da, da. Da, și e un adevărat privilegiu. Este nemaipomenit și ăsta este, cred că, cel mai mare beneficiu din munca mea, faptul că pot și mi se dă ocazia să asist la atât de multe schimbări și la atât de multe vulnerabilizări. Și am primit o întrebare la un moment dat, ce ți se pare ție cel mai semnificativ în munca ta? Ce poate fi nobil acolo? E, asta mi se pare și aici e de lucru, să-l vezi pe omul de lângă tine cum se apleacă și cum se deschide efectiv și să poți să nu te uiți de sus la el. Adică să poți în momentul respectiv să-ți înfrânge ego-ul, să nu zici, aoleu, ce bine că nu sunt eu acolo și ce bine sunt eu față de el, ci pur și simplu să asiști, să-i creezi mediul ăla de siguranță în care să se poată deschide, iar după ce s-a terminat deschiderea asta să fii pur și simplu un canal de a transmite înapoi ceea ce ai văzut, într-un mod empatic, exact așa cum ai spus și tu. Dar aici este mare, mare nevoie de psihonutriție și de asta aștept cu atât de mult interes proiectul tău de psihonutriție, pentru că simt că acest master pe care l-am făcut eu nu este suficient. Nu e, a fost piatra de temelie, dar e mult de învățat. Este un proiect pe care nădăjduiesc să-l finalizez. Anul trecut el este început, doar că m-am luat cu altele în toată perioada aceasta de pandemie, fiecare am reacționat. Trebuia terminat ieri. Da, exact. Dar uite, mi-a venit în gând acum o colegă de la Târgu Mureș, are o carte foarte bună, nu știu dacă tu știi despre ea și e bine să o menționez, pentru că nici nu m-am pregătit cu o carte în seara asta, noi avem și o recomandare de carte, dar uite, spun acum, Elemente de psihopedagogie nutrițională, Maria Pașcă. Nu știu dacă ai această carte, dacă nu ți-o trimit eu, cu drag, ți-o trimit eu, pentru că am PDF-ul ei. Vă recomand tuturor celor care sunteți pasionați. Este un început, este o carte care, de la care poți să iei gânduri, idei, foarte bine structurată, foarte fain făcută, de la care, repet, putem să citim vreo 10 pe lângă, dar această carte, Elemente de psihopedagogie nutrițională, profesor Maria Pașcă, este o carte minunată în abordare, ar fi bine să o avem, să o citim, să o răsfoim, să o știm. Excelent, mi-am notat-o deja. Da, 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 și dacă nu ți-o trimit eu, te găsești imediat pe Google. Este de cumpărat nu doar din cadrul universității, este o carte scoasă în cadrul academic. Știi, este nobil și sunt zile în care atunci când mă întâlnesc cu oamenii plec super încărcată de energie și mă simt bine și mă bucur, știi, sunt plină de recunoștință, nu e wow ce am făcut eu, sunt plină de recunoștință pentru ceea ce s-a întâmplat, dar sunt și zile, nu știu Elena dacă tu ai, în care există niște disonanțe, sunt zile mai grele. Eu aș putea să-ți spun că am o anumită tipologie de pacient cu care cumva nu reușesc să țin energia în control, să nu-mi pierd energia. Ți s-a întâmplat? Există o categorie de pacienți pentru care poate tu nu ești încă bine pregătit, pentru că eu consider că nu sunt eu bine pregătită, nu are nimic omul din fața mea. Eu nu am. Da. Știi ce se întâmplă la mine? Am renunțat în a-i mai categorisi pe pacienți. Iar aici este și meritul meu, dar în principal meritul mentorului meu din clinică, Laura Ene, care mi-a zis așa la un moment dat, mi-amintesc de un pacient care a venit la o consultație inițială și efectiv s-a trântit așa pe scaun și a început să mă asculte. Eu aveam discursul meu, eram undeva la început și zice, știți ceva, doamna doctor, și eu știu NLP. Ce credeți că eu nu știu NLP? Spuneți-mi ce înseamnă poziția aceasta. Și vorbind cu Laura despre treaba asta, am început să facem coaching cu, a început să fac coaching cu mine și să acolo mi-am dat eu seama că era vorba despre mine, despre pacient și că nu e vorba de anumită categorie de pacienți,
Iar și mai târziu, un pic mai încolo, am mai înțeles un lucru. Când vine un astfel de om în fața mea, nu e decât o treaptă pentru mine pe care să mai calc și de la care să mai învăț ceva. Îmi vine acest om în față fiindcă trebuie și am nevoie să învăț să lucrez și cu astfel de oameni. Și să-mi dau seama ce e despre mine, de fapt, din toată, de ce mă zgândără, de ce mă agață chestia aia, de ce mă enervează sau de ce plec încărcată cu respectivul lucru. Și e nevoie, cred, să ne punem un paravan, să ne punem o limită și să știm că de acolo încolo nu avem voie să trecem către pacient, dar nici pacientul nu poate să treacă către spațiul meu, pentru că acolo, dacă se încalcă limitele, nu putem să lucrăm. Și atunci am învățat în timp să-mi păstrez limitele și să-i opresc la timp. Știi cine m-a învățat pe mine să echilibrez această situație? Pentru că și eu am avut și am fost provocată, cum ai fost și tu cu pacientul, Zoia Zărnescu. Draga noastră, Zoia Zărnescu, la un moment dat, acum câțiva ani, Zoia a scris un lucru foarte frumos despre oameni. Eu îl mai folosesc și eu pentru că scriu la rândul meu și folosesc acest context, în care spunea, dacă lucrezi cu oameni, e musai să-ți fie drag de oameni. Adică nu poți o faci dacă nu iubești oamenii. Și în fiecare om pe care l-ai în fața ta, să te gândești că ai de descoperit o nouă comoară din care afli ceva nou despre tine sau despre ceilalți. Doar trebuie să fii atent și să-l privești exact așa, ca pe o comoară. Și s-a legat foarte, foarte bine de vorba aceasta creștină, prin care se spune că să-l vezi pe Dumnezeu în fiecare om pe care îl întâlnești și în fața ta. Atât de fain și atât de mult te eliberează aceste gânduri, pentru că pur și simplu, așa cum ai spus tu, există o barieră sau există un flux care nu te mai lasă să cataloghezi, să judeci, să te poziționezi diferit sau să ai această pierdere de energie. Fain că ai descoperit, ai pomenit-o pe colega ta și cred că ea are o carte scrisă. Oare are o carte? Putem să o pomenim, cartea? Are vreo două sau trei, da, cred că o am și aici undeva. Te rog, tu atunci. Mai puțin, dacă... Da, te rog, ar fi minunat dacă ai găsit-o, pentru că eu am venit și eu relaxată în acest live și nu am pregătit o carte. Am o carte, cea pe care o citesc eu, dar e mult prea professional în partea de psihoterapie, așa că pe tine te invit să faci recomandarea de carte, pentru că am privit videoclipuri și mie mi-este dragă și mie, așa că te rog, vorbește un pic despre carte. Da, păi asta este prima ei carte scrisă, se numește Capcanele dietelor și vorbește, de fapt, ce îmi place mie la cartea asta este că Laura vorbește din... ceea ce i s-a întâmplat. Ea a avut o luptă de câțiva ani cu kilograme, îngrășat, slăbit, îngrășat la loc, până când și-a descoperit formula, se menține de ani buni și povestește în această carte ce și cum și ce a descoperit că a funcționat pentru ea. Mi se pare o rețetă a succesului din care fiecare poate să-și ia câte ceva. Este de la editura, de la editura Oli. De la editura Oli este. Capcana dietelor de Laura Henne, da? Este prima carte dintr-o trilogie. Uh-huh. Adică a început cu asta și apoi continua cu celelalte. Ultima dintre ele, de fapt a doua, este de psihonutriție, pentru că Laura are mai multe studii în zona asta. Da, deci m-a ajutat enorm. Am simțit beneficiul în momentul în care, apropo de pacientul de care îți vorbeam, ne-am împrietenit. Adică la modul că vorbim și ziua de astăzi. Ce fain! Știi că se întâmplă asta, oamenii care sunt cei mai provocatori, cu care ai cel mai, știi, se întâmplă, se intru undeva și să zic, a, persoana aceea sigur nu mă place, sigur nu suntem, și cu ea să ajung să fiu cel mai apropiat în context imediat, în contextul următor. Da, am făcut și recomandarea de carte și sunt bucuroasă. Aș vrea să te mai întreb și îngăduiem să stăm un pic peste jumătate. Noi suntem împreună în acest live de la 8 la 8 jumate, dar atunci când am un invitat, mai stăm puțin, dacă și tu ești de acord. Suntem aproape 200 de oameni. Nădăjduiesc să beți un ceai și acum să scoatem ceva informații de nutriție de la Elena, dacă tot ne-am întâlnit și voi, poate că aveți această așteptare. Mi s-a pus de multe ori, Elena, întrebarea aceasta, dacă ar fi să dai top 3 cele mai importante îndemnuri sau gânduri despre nutriție, care ar fi acelea? Știi, poate că tu spui trei gânduri acum despre nutriție și poate că oamenii care se uită la noi acum sau ulterior
prind unul dintre aceste gânduri, ceva ce oamenii ar putea de mâine, de exemplu, să aplice în viața lor. Eu tot timpul spun unul super simplu și banal de simplu, dar atât de semnificativ. Când te trezești dimineața, bea 600 de mililitri de apă. Țin foarte mult la această practică, cred foarte mult în ea, o trăiesc, soțul meu s-a schimbat, oamenii, atât de mult contează această hidratare dimineața pe stomacul gol, această apă. Asta este a mea, tipsul meu, așa. Sunt sigură că ai și tu, două, trei, cum simți? Din punctul meu de vedere, dacă vreau să fac schimbări din punct de vedere nutrițional, trebuie întâi să mă uit la ce fac. Și atunci cred că piatra de temelie este un jurnal alimentar. Eu țin un jurnal alimentar de peste 3 ani de zile, zilnic. Ideal este să fie cântărită mâncarea, dar dacă nu se poate, se poate și proximal, la modul am mâncat astăzi o palmă de mâncare de mazăre cu, exact, palma mea, da? Sau un pot, sau un căuș, sau o jumătate de paletă. Nu contează. Ideea este să-mi țin un jurnal, pentru că ce am văzut la pacienții mei, cei care țin, este că fără să le dau un regim, eu prima săptămână nu le dau niciun fel de regim, le dau să țină jurnal alimentar cu ce fac ei în mod normal și îi slăbesc. Pentru că au ei propriile conștientizări și nu le vine să creadă câte lucruri fac și nu-și dau seama. Și în momentul ăla pot să lucrez foarte ușor cu ei, pentru că vin ei și îmi spun: doamna doctor, vai, dar câtă ciocolată puteam să mănânc și de fapt, uite, m-am mulțumit săptămâna asta cu atât. Sau uite cât suc puteam să beau și săptămâna asta mi-a fost foarte bine cu o limonadă sau la modul ăsta. Au propriile conștientizări fără să fie nevoie să intru eu peste ei și să le spun, da, de ce faci asta, asta și asta. Și într-un fel mă scoate și pe mine din încurcătură. Al doilea lucru este că ce cred eu despre nutriție, așa cum îți spunea și Selavinia, este că e cam 10% din stilul de viață și dacă vreau să rezolv lucrurile, trebuie să-mi dau timp ca să reconfigurez pe interior, la nivel hormonal și la nivel de secreții lucrurile. Veștile sunt proaste, poate să dureze până la 9 ani treaba asta, numai că nu se poate întâmpla fără somn și fără apă. Și sunt foarte de acord cu treaba asta cu băutul apei de dimineață și eu m-am chinuit ani de zile să încep să beau apă dimineață, dar reușesc de ceva timp. Și văd pe efectiv pe piele, văd pe energie, văd pe starea de bine, văd pe cât de bine pot să duc mișcarea, văd pe emoții efectiv schimbări. Și al treilea lucru, partea cu somnul, nu putem să avem un răspuns bun la emoții și un răspuns bun la pofte sau la foame fără să fi dormit bine o noapte înainte. Și asta nu e poveste, este dovedit medical că hormonii ăștia care ne controlează foamea și pofta se reglează în timpul somnului dinainte de ora 12. Nu mai zic de emoții și de creștere la copii, când hormonul de creștere are cea mai mare acțiune pe oase și pe cartilagile de creștere. Deci, astea ar fi primele trei lucruri. Ține un jurnal alimentar, bea apă mai multă. În principal, eu nu forțez pacienții să bea dintr-o dată jumătate de litru dimineața, dar îi rog să bea până în jumătatea zilei primul litru de apă și să vedem cum putem să îmbunătățim somnul, cu cât putem să coborâm ora de culcare. Și dacă ar fi să zic așa la modul general, aveți curaj să încercați lucruri despre voi și să vă descoperiți regimul vostru personal. Nu există un regim cel mai bun, este un regim personal al fiecăruia. Care e de descoperit și intră în procesul de cunoaștere, cu siguranță, da? Propria ta sărciuire, propria ta cercetare și echilibrul acesta. Ai pomenit la un moment dat de masa aceea, știi? Eu obișnuiesc să spun mereu că sănătatea este ca o masă cu patru picioare. Masa este sănătatea și picioarele sunt stâlpii care susțin sănătatea. Unul este felul în care mâncăm, al doilea este flexibilitatea, felul în care ne mișcăm, pentru că flexibilitatea, așa cum spui tu, ține foarte mult de tot ce înseamnă această energie, care înseamnă hormoni, chimie, care înseamnă oxigenarea creierului, care înseamnă un metabolism activ, o anumită cantitate de glucoză în sânge. Adică la nivelul acesta este mișcare. Și unul este felul în care, deci somn, mâncare, mișcare fizică, somnul, foarte important, așa cum spui, dacă nu dormi nici nu mai cum să mănânci bine. Și al patrulea, poate cel mai important, este felul în care ne gestionăm gândurile, felul în care ne rânduim mintea. Pentru că pleacă cumva toate din minte și corpul și mintea ascultă de corp, însă
foarte multă minte avem noi acum la nivelul acesta de conștiință la care suntem, avem așa un, o permanentă stare de a te gândi, de a face, de a fi. Eu iau înaintea vieții, știu, uneori mă trezesc că sunt foarte agitată, că fac lucruri, așa, știi? Și la un moment dat mă opresc brusc și zic, ok, iar ai plecat înaintea vieții cu totul. Te străduiești prea mult, s-ar putea să te gândești la lucruri care nici măcar nu se vor întâmpla și n-au nicio legătură cu realitatea aceasta. Și în momentul în care intrăm în astfel de stări, cu siguranță putem intra și într-o pungă de nu știu ce, snacks-uri, sau putem să mâncăm chestiuni care nu ne sunt favorabile. Eu am un război declarat cu zahărul, nu vreau să, stai să mă întorc înapoi la ce ai zis tu, pentru că vreau să punctez. Ai vorbit despre jurnalul alimentar și asta înseamnă un proces de cunoaștere. Și în prezentarea pe care a fost la început în clipul de pe YouTube, de la clinică, ai pomenit de jurnal la un moment dat. Eu pregătesc acum și am un proiect care are legătură cu jurnalul și sunt încântată așa să știu că, uite, și tu ești de acord cu jurnalul, că noi toți avem nevoie să scriem despre noi. Scriam despre noi când eram adolescenți și eram în perioada de creștere și dezvoltare. Cred că suntem în permanență într-o perioadă de dezvoltare a noastră cu noi. Și momentele acestea pe care le trăim acum sunt într-un fel sau altul tot felul de crize în jurul nostru, au nevoie de noi prezenți, atenți, au nevoie de noi ancorați în realitate și asta înseamnă în primul rând să fii bine tu cu tine. Asta înseamnă ancorat în realitate. Tu cu tine, să te cunoști, să știi ce mănânci, cum te simți, să știi despre tine. Ai vorbit despre jurnal, ai vorbit despre importanța somnului și importanța cumva a cantității, a cumpătării, a cunoașterii aceasta, a modului în care vezi cât ai nevoie să-ți fie bine. Și apropo de asta, crezi, Elena, că cărțile, eu spun mereu, cărțile de nutriție ar trebui rescrise, 3 mese și 2 gustări, mie mi se pare foarte mult. Oare de ce ne-a pus atât mult? Da? Ce spui despre asta? Probabil și pentru că nu reușim să ieșim din bluză, din bucla asta vechiului, a ceea ce știam și nu prea avem curaj să spunem despre insulină, despre cum se secretă după mese, despre câtă nevoie avem ca sângele să se curețe de niște hormoni, de niște substanțe și că, de fapt, sunt oameni care trăiesc cu 2 mese pe zi, nu cu 3, ci să mai zic de 5. Și pot să spun, Lavinia, că în cabinet, pacienții care au cele mai bune rezultate sunt cei care reușesc să-și reducă numărul de mese și care se și liniștesc foarte mult pe partea de emoții. Acum, dacă îi vorbim de dietă, intermittent fasting, ketogenică și beneficiile lor sunt discutabile, dar pe partea emoțională sunt clare. Toată lumea spune la unison, m-am liniștit, nu mai am pofte, nu mai mi-e foame, nu mai mi-e frică, nu mai sunt agitat, nu mai am emoții care să mă încurce. Deci mâncarea trebuie privită într-adevăr din cu totul altă perspectivă și sunt oameni care reușesc să răzbată și să iasă și să vorbească, trebuie doar să-i căutăm și să-i accesăm. Există știința asta nouă a nutriției, chimia nouă a nutriției, care are la bază, de fapt, reluarea legăturii dintre corp și natură, pentru că dacă e să mergem așa până la rădăcină de tot, tot ce vine în corpul nostru este natură. Carbohidrații și grăsimea sunt, de fapt, energie din razele solare, proteinele sunt azot, vitamine și minerale, nu mai vorbesc, care vin din sol. Așa că e nevoie de o reconectare și nu putem să facem reconectarea asta tot urmându-ne poftele și tot urmându-ne o foame compulsivă care vine, de fapt, din niște emoții. Și aici, cred că cel mai important este somnul, ca să putem să ne uităm cu atenție la noi. Da, deci sunt de acord cu tine. Da, cât de frumos ai spus, avem nevoie de timp de la o masă la cealaltă ca să se regleze toate aceste secreții, chimia, nu numai a tubului digestiv, a noastră cu totul. Avem nevoie de aceste mese și mese cu pauze între ele. Dacă noi mâncăm din 3 în 3 ore, suntem exact ca și bebelușul în creștere, adică nu putem să facem asta. Nu avem cumva răga să trăim ce avem de trăit, pentru că e gândul tot la mâncare și ne învârtim în jurul mâncării. Și asta în timp
nu contează poate acum, dar contează peste 10 ani, peste felul în care se întâmplă starea ta de sănătate peste 10-20 de ani, sau depinde cât vrei să trăiești. Mi-aduc aminte pe Cristian Panait, care într-o prezentare la Anistrezi spunea că trebuie să trăim până la 120 de ani. Și a fost atunci pentru mine, wow, uite, sunt oameni care aspiră la asta, pentru că sunt oameni care au grijă de ei, care văd de ei și e fain să ne uităm spre oameni așa. Și noi toți ar fi bine să ne uităm la noi cu atenție și cu grijă. Nu neapărat să trăim mult în felul în care te poți gândi în prima fază, ci să trăiești mult ca să fii de folos celor din jur și să faci lucruri semnificative pentru cei dragi. Am auzit o vorbă foarte drăguță, cred că pe Instagram am văzut-o. Ideea este să murim cât mai tineri, cât mai târziu posibil. Da, dincolo de glumă, e adevărat că genetic suntem programați să trăim fiecare dintre noi peste 100 de ani și este extrem de important ce se întâmplă cu corpul nostru între timp, pentru că știința la nivelul nutriției a mers atât de departe încât află că prin mâncare și prin stil de viață putem să refacem telomere, adică putem să recuperăm material genetic și să încetinim îmbătrânirea. Dar aici e nevoie de o schimbare de perspectivă, cred eu, și cred că ar trebui să ne uităm la îmbătrânire ca la o evoluție. Eu cred că îmbătrânirea este evoluția ființei umane și merită să ne uităm așa la ea, pentru că putem să devenim cele mai bune versiuni ale noastre și la nivel spiritual, dar și la nivel fizic, îmbătrânind, numai nu știu cum altfel să-i spun. Este o evoluție pur și simplu. Categorii și putem să fim semnificativi în viețile celor din jurul nostru la orice vârstă, atât timp cât avem această abordare însumată a ei. Ai spus la un moment dat atât de frumos că tot ceea ce ingerăm are legătură cu natura și se regăsește în natură. Eu am luat de la George Screenis această împărțire a piramidei alimentare în două părți. Una care conține alimente procesate, industrializate, chimizate, tot ceea ce a creat omul în industria aceasta vastă cu zeci de mii de chimicale, nu vorbim despre ele, ci doar le prezentăm, și cealaltă parte a piramidei este cea care are aceste alimente integrale, care au legătură cu soarele, cu ploaia, cu solul, cu pământul, cu aerul, cu tot ce înseamnă mediul de viață, unde suntem și noi ca și creație. Mai dus cu gândul că am avut așa un click în momentul ăla și am zis, noi am putea să vorbim ore întregi, pentru că cumva suntem pe aceeași lungime de unde vedem lucrurile, le simțim într-un fel, ești aproape de natură, avem pasiuni comune, dar cred că până la urmă, Elena, simplitatea este unul dintre challenge-urile pe care noi le avem astăzi în farfuriile noastre, în viețile noastre cumva. Așa cum ai spus și tu, fain asumat și fain când ne vulnerabilizăm, am avut o fel de gânduri că nu mă pregătesc, că ce o să se întâmple. Da, suntem fiecare prinși în capcana asta a gândurilor, a minții, dar uneori lucrurile se întâmplă pur și simplu și nu trebuie să facem nimic, ci trebuie să fim noi așa cum suntem și atunci reușim să dăruim. Mai vreau o întrebare. Am găsit într-o carte, nu știu dacă știi cartea, e o carte foarte faină, istoria alimentației, istoria alimentației scrisă de Jacques Attali, M-a fermecat povestea, felul în care prezintă francezii, da, sunt aparte, și la un moment dat, pe vreo trei sfere de pagină, Jacques Attali vorbește despre regimul nutrițional altruist. M-am blocat când am citit asta, mi-a plăcut foarte tare. M-am gândit așa la un, știi, cum a învățat Andy Secchi, dacă vrei să scrii o carte, găsește 10 întrebări la care să răspunzi și astea sunt capitolele de carte. Și m-am gândit așa, am avut o perspectivă când am citit regimul alimentar nutrițional altruist. Ce-ți spune ție lucrul ăsta? Ce simți când te gândești la asta? Mă gândesc la binele celui din fața mea. Și mă gândesc că un regim altruist trebuie să-l aibă în centru pe omul din fața mea, nu pe mine și știința mea. Pentru că e ușor să spun, aoleu trigliceridele, aoleu glicemia, uite câtă grăsime abdominală, uite riscurile, uite ce se poate întâmpla. Dar poate că pentru omul din fața mea nu asta e important. Poate că pentru el este mai important să își îmbrace, nu știu, costumul de baie sau petrecerea de 10 ani de la facultate, sau este cu totul altceva. Și de cele mai multe ori oamenii vin la noi, la nutriționiști, eu îi întreb care-i drive-ul, ce-i motivează și nu mă opresc până nu-l aflu pe ăla adevărat.
Pentru că nu cred că Domnul vine și îmi spune sănătatea. Nu cred. Dacă nu are o boală gravă, dacă nu are o afectare care să-i împiedice mobilitatea, dacă nu are ceva care să doară efectiv, nu îl cred. Și cumva am învățat să apreciez omul care vine și spune: doamna doctor, eu vreau să intru în rochea mea de nuntă. Asta este cel mai important și cu asta lucrăm, fără judgment, fără să ne gândim, bine, dar nu ți este cumva și de diabet? Nu, asta este ceea ce îl mână pe om, cu asta lucrăm. Amintește-ți de rochea dimineața. Și asta înseamnă altruist. Hai să vedem cum putem să construim în funcție de ceea ce îți dorești tu să ți se întâmple. Nu ce-mi doresc eu să ți se întâmple ție. Că nu-i treaba mea. Spuneai la Lavinia despre pacienți și despre oameni și despre luptele lor. Și mă aminteai că îmi place să urc pe munte și de multe ori mă gândesc la lupta asta cu kilogramele ca la un urcuș pe munte. Și cred că am spus de câteva ori anecdota asta în cabinet. Domne, dumneata, vrei să urci un munte. Dacă vrei să slăbești 5, 10, 20, 40 de kilograme, e un vârf de atins. Hai să spun cum urc eu pe munte. Păi mă pregătesc, îmi fac un plan, iau niște oameni cu mine, nu plec singură, mă asigur că am tot ce trebuie cu mine și cel mai important lucru, fac pauze. Fac pauze. Este extrem de important să te oprești pe drum și să nu te sperii dacă la un moment dat nu se întâmplă ce ți-ai propus să se întâmple. Și să stai acolo un pic, să te așezi, pentru că aia face diferența între a atinge vârful sau a te lăsa pe drum. Cred că pacientul meu cel mai, nu să zic cu cel mai bun rezultat, că nu a avut cel mai bun rezultat, dar pe care îl admir cel mai mult, este o doamnă care a slăbit 5 kg într-un an. Asta și-a propus, asta a vrut, a venit și mi-a spus: eu vreau să slăbesc cu dumneavoastră 5 kg într-un an, dar între timp vreau să rezolv și analiza asta și analiza și asta și asta și asta. S-a făcut un an astăzi, anul acesta, în august, și femeia este exact acolo unde își dorea. Pentru că și-a dat timp, și-a dat foarte mult timp să treacă prin toată schimbarea asta și să-și reconfigureze niște lucruri. Povești cu 40 de kilograme, 60 de kilograme slăbite sunt foarte multe. Cât ți-a luat să faci asta? Cum ți-a fost să faci asta? Mai ești la acea greutate? Unii oameni au nevoie să se întoarcă și să se mai reîngrașe, din păcate. Da. Pentru că Poate și pentru Elena, pentru că nu țin cont de tot contextul acesta de care povesteai. Somn, echilibru între toate, da? Cumva, nu e doar de mâncare, da? Ai spus la un moment dat foarte fain despre curaj. Mi-a plăcut foarte tare metafora asta cu muntele. Să știi că am să te pomenesc atunci când am să o povestesc la rândul. E foarte drag și fac acest exercițiu să țin minte lucruri, așa cum am pomenit-o pe Zoia, să țin minte lucruri, momente pe care le aflu de la oameni și să le dau mai departe, știi? La un moment dat să povestesc despre metafora ta cu muntele și să spun că mi-ai povestit-o. Mi-ai adus aminte, povestea aceasta cu muntele mi-a adus aminte despre o provocare pe care cu siguranță o trăiești și tu, o avem și o avem toți în viețile noastre, nu neapărat în procesul acesta de slăbit. Este metafora aceasta a scărilor, știi? Urci niște scări și la un moment dat, cum sunt scările într-un bloc, la un moment dat, după 8-10 trepte, există doi pași pe care îi faci relaxat. Este momentul în care... Da, cu pasul scărilor, în care pur și simplu îți dai voie să te uiți în urmă, să vezi de unde ai venit, să vezi parcursul pe care l-ai avut, să vezi toate hopurile și greutățile pe care le-ai depășit și mai mult decât atât, să vezi resursele pe care le-ai avut și le-ai folosit ca să ajungi aici. Ca mai apoi, văzând lucrurile acestea și cu recunoștință, să pornești mai departe și să vezi de urcuș pe care l-ai de făcut. Este foarte interesant, sunt pacienți care n-au răbdare, știi? Își pierd răbdarea. Cred că ai întâlnit și tu, te-ai întâlnit cu asta. Am slăbit doar atâtea kilograme în atât de mult timp. Minunat! Cum minunat? Că e puțin. Nu, este minunat. Te simți bine? Ok. Relația pe care o avem cu cântarul uneori, să știi că este una care ne face... Nu este o relație bună, nu știu cum să-i spun mai mult. Ai întâlnit obsesia asta? Da, obsesia cântarului. Și e de fapt
unii pacienți chiar dezvoltă dependența de cântar, se cântăresc zilnic, de nu știu câte ori pe zi, nu înțeleg, dar de ce la dimineață cântăresc așa, de ce la prânz așa, le explic, corpul lor este într-o continuă mișcare pe interior, secretă, excretă, adună, elimină, normal că le variază greutatea, nu înseamnă îngrășare sau slăbit, dar pacienților care se leagă foarte mult de numărul ăsta de la cântar, de multe ori îi rog să ne oprim un pic din cântărit și să ne măsurăm, adică să schimbăm măsurătoarea, să schimbăm cum punem atenția pe lucruri. Pentru că de multe ori cântarul nu arată nimic sau poate mi-arată o îngrășare, dar eu mă subțiez. Pentru că retenție de apă, pentru că musculatură, depinde cum stăbesc din grăsime și din mușchi și așa mai departe. Și cum spuneai și tu metafora asta cu treptele, ăsta este rolul nostru la Vinea, să-i ajutăm pe oameni să se bucure de călătorie, să le arătăm, uite ce ai făcut de fapt. Și asta le fac și eu, le deschid fișa. Avem undeva în softul pacientului chiar o evoluție, un grafic de slăbit pe grăsime și pe greutate totală și le arăt. Uite, mai ții minte aici când ai slăbit 2 kg într-o săptămână cum a fost? Uite aici ai stat, îți mai amintești că a fost plecarea la munte și că te-ai distrat și că te-ai simțit bine. Uite aici te-ai căsătorit și a fost masa aia de la nuntă și ai reușit să slăbești totuși 500 de grame. Și în felul ăsta pleacă cu... Ăsta e rolul nostru, să le dăm din nou energia de a porni la drum. Hai să-ți amintești că tu vrei 20 de kilograme și ești pe drum, ești unde trebuie. Da, ăsta e rolul nostru la adevărat, că știință poate să dobândească oricine. Fain, ai pomenit de curaj la un moment dat. Da, avem nevoie și avem nevoie să ne inspirăm cu acest curaj și cu această, să nu uităm care e obiectivul și să mergem înainte. Eu acum pe final aș vrea să te las pe tine să spui ceva, pentru că ești ceva ce-ți cade ție bine, dar înainte îngăduie mie să-ți spun că toți cei care ne privesc poate să te găsească la clinica Kilostop, poate să caute pe YouTube filmulețele și ale tale și ale colegilor tăi, ale Laurei. Sunt momente în care poți să-ți iei un răgaz, să urmărești 5 minute sau 10 minute, pentru că am văzut că aveți filmulețe scurte și în care să mai învățați câte ceva. De asemenea, și pe pagina mea de YouTube vă invit, voi posta și acest interviu alături de Elena, îl găsiți acolo și vă îndemn să-l urmăriți dacă n-ați apucat și ați intrat mai târziu. Eu sunt încântată, Elena, și bucuroasă, știi? Seara când vine live-ul de la ora 8, eu mă trezesc la 5:30. Sunt relativ obosită, vreau să spun. Acum sunt așa plină de bucurie, știi, de recunoștință. Am vorbit cu tine, mi-am dat seama că oricând pot să și îngăduie să te sun sau să-ți scriu când am un challenge, când am o provocare, când am o întrebare, cât de mult contează să poți să ceri ajutor și noi între noi avem nevoie să învățăm să cerem ajutor. Îngăduiem să fac asta și să poate să ne vedem iarăși după câteva luni, o lună, două, să facem un subiect care ți este ție drag. De data aceasta te invit pe tine să te gândești la un subiect și să vii către noi. Suntem, uite, cum ți-am spus, 200 de oameni live, 190 de oameni acum. Am stat atât de mult, suntem aproape de o oră împreună. Este minunat, vă mulțumesc că sunteți aici, mulțumesc, Elena. Ai vorbit de jurnal alimentar, sunt recunoscătoare pentru asta, cred foarte tare. Am avut la un moment dat o pacientă cu psihoză paranoidă, dependentă de medicația ei. Dacă nu-și lua medicația, putea să ajungă la suicid, foarte grav. Și a venit drăguța și a vrut să slăbească și după 3 luni de zile, Elena avea un jurnal alimentar pe care puteam să-l copiez într-o carte de nutriție, perfect. Și a fost printre primele mele paciente, a fost o piatră de încercare, m-am speriat atunci când a venit și am zis, dacă femeia aceasta, după 3 luni, avea un jurnal alimentar impecabil, avea, dar realmente, adică avea după 6 luni medicație la aproape jumătate la psihiatrie redusă, am învățat-o cum să vorbească cu medicul psihiatru ca să o înțeleagă, mi-am zis, dacă omul acesta a reușit, oricare dintre noi putem reuși. Doar să avem curajul, cum ai spus tu, să cerem ajutor, să îndrăznim să facem schimbări și să ne asumăm muntele pe care vrem să-l urcăm. Dar nimic nu e mai fain decât o călătorie pe care facem asumat spre a cuceri un vârf. Gândul tău și iartă-mă că am stat
aproape o oră, n-am intenționat asta. Să știi că primesc mesaje, văd, de la Zoia și de la colegele noastre din grupul Magic, care ne urmăresc acum și care și-au făcut un ceai și sunt alături de noi. Le salutăm cu drag, le salutăm cu drag și suntem așa mândre că suntem aici împreună, mulțumim și cu recunoștință, mândre în sensul smerit al vorbei, cu îngăduință și cu dăruire. Da, le salut și eu pe dragile noastre magiciene. Gândul cu care vreau eu să închei. Știu că mi-ai zis asta, trebuie să închei cu un gând. Gândește-te ce vrei să transmiți. Eu aș vrea ca noi ca și națiune, dacă nu ca și specie, ca și rasă, să conștientizăm un pic mai mult că exact ceea ce mâncăm noi suntem chiar noi înșine și că nu suntem altceva decât o altă specie pentru natură. Și că tot ceea ce face, ne facem nouă, îi facem naturii, tot ceea ce facem naturii ne facem de fapt nouă și poate că asta ar putea să ne dea o altă perspectivă, o altă paradigmă asupra mâncării și asupra felului în care alegem să mâncăm. Nu cred că cerem mult și nu cred că e foarte greu să începem să ne uităm pe etichete, pe surse, pe aditivi, pe ce ajunge pe masă, pentru că ce ajunge pe masă ajunge și în gură, ce ajunge în gură ajunge în sângele meu, ce ajunge în sângele meu ajunge înapoi în natură și așa mai departe. La nivel microcelular suntem unul și același lucru și ce alegem să facem, nouă ne facem. Mulțumesc foarte mult. Să știi că e al doilea răspuns vis-a-vis de dieta altruistă pe care eu îl iau. Atunci când eu am zis regimul nutrițional altruist, tu te-ai gândit la celălalt, eu m-am gândit la natură și uite ce fain le-am îmbinat acum pe toate. Mulțumesc, Elena, aștept cu mare drag noi videoclipuri pe YouTube, aștept mai departe cu colegii tăi de la Kilostop să stăm de vorbă, să rămânem aproape. Cred foarte tare că avem nevoie să ne împrietenim, să lucrăm împreună, să fim alături de oameni. Mulțumesc tuturor celor care ați stat atât de mulți în seara aceasta alături de noi. Nădăjduiesc să plecați cu un gând, cu o idee, cu ceva care a adus semnificație și poate fi semnificativ în viețile voastre de azi. Mulțumesc foarte mult! Sunt recunoscătoare! Mare, mare drag! Și eu vă mulțumesc și mulțumesc tuturor celor care au stat până la ora asta lângă noi și ne-au ascultat. Mulțumesc! Rămânem aproape! Cu bine! Îmbrățișez!